Un hotel și un parc eolian sunt cadourile de nuntă pe care le-au primit doi tineri însurăței din partea părinților. Socri, milionari din Sibiu, parcă s-au întrecut în generozitate. Nici nu e de mirare, numai nunta ar fi costat 250.000 de euro. Baronul Carașului, Sorin Frunză Verde, își mărită astăzi fica. Cu alai mare, așa cum cere tradiția, nunta se ține la Timișoara, pentru că Reșița nu are un local suficient de încăpător pentru cei 1.000 de invitați. Sorana Frunză Verde a ales pentru cea mai importantă zi din viața ei o rochie semnată de Cătălin Botezatu. A fost întâmpinată cu mare bucurie la catedrala din oraș. Să le dea Dumnezeu o casă de piatră și să înțeleagă până adânci bătrânesc. Mirii sau socrii și-au permis să cheltuiască 350.000 de euro pentru nuntă. Și milionarul Dumitru Ghișe, unul dintre cei mai bogați oameni din Sibiu, își însoară astăzi băiatul. Luxul și extravaganța au tronat peste eveniment. La cununia religioasă, Ghișe Junior și Maria Denisa Șufan au coborât dintr-o trăsură. Nici invitații nu s-au oferit să-și expună mașinile scumpe. Rezervați în declarații, mirii au evitat camera de filmat. Părinților însă au fost generoși în materie de cadouri. Tinerii au primit ca dar de nuntă un hotel în Cluj și un parc eolian în zona Dobrogei. Să dea Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu noroc și sănătate, să ne bucurăm de ei și restul forță de muncă, că asta știm să facem cel mai bine. Atât socrul mare cât și tatăl Miresei dețin mai multe benzinării în Sibiu. Așa se face că la nuntă au fost invitați mai mulți oameni de afaceri, printre care fiii magnatului Ilie Carabulea, fostul ministru de finanțe Ion Ariton, dar și Constantin Trihena, fostul director al Hidroelectrica.